basme în limba română. Cei trei purceluși. Au fost odată ca niciodată trei purceluși care trăiau împreună cu mama lor. Dragi copii, acum v-ați făcut mari cu toții. Trebuie să vă căutați singuri norocul. Eu nu vă mai pot întreține. Mama le-a dat bani să poată călători spre un oraș îndepărtat și să-și facă fiecare căsuța lui. Așa că cei trei purceluși au plecat din casa mamei împreună. Pe drum, s-au așezat sub un copac mare să se odihnească noaptea și au început să vorbească despre planurile lor de viitor. Acum avem șansa să ne demonstrăm abilitățile. Ce-ar fi să ne despărțim și să ne încercăm norocul? Da, ne putem descurca pe forțe proprii. Cel de-al treilea purceluș, care era mai deștept decât ceilalți doi, n-a fost mulțumit de ideea despărțirii. Știa că oricine putea profita de frații săi naivi și că aceștia sigur vor da de bucluc. Frații mei, nu sunt de acord cu voi. Împreună suntem mai puternici și nu ar trebui să împărțim această putere. Tu încerci mereu să ne ții morală. Știm și noi ce să facem și ce să nu facem. Da, acum nu mai suntem acasă la mama să îți ascultăm discursul. Bine, de acord. Am o idee care să ne ajute pe toți. Ne vom construi fiecare căsuța lui și vom locui singuri. Nimeni nu se va băga în treaba celuilalt. Îmi place cum sună. Este hotărât atunci. Stai puțin, stai. N-am terminat încă. Ne vom construi căsuțele aproape, să ne putem ajuta unul pe celălalt în caz de nevoie. Da, are dreptate, frate. Bine, bine, sunt de acord, dar eu nu cred că voi avea probleme. În dimineața următoare și-au ales locurile în care aveau să-și construiască căsuțele și au plecat să adune materialul de construcție. Dacă îmi fac căsuța din paie, va fi mai economic și mult mai ușor de construit. Cu banii rămași îmi pot cumpăra un pat de dormit confortabil. Așa că s-a dus la un fermier. Fermierule, fermierule, vreau să cumpăr aceste paie să-mi construiesc noua căsuță. Da, te rog, poți să le cumperi. Fermierul i-a vândut paiele primului purceluș. Acesta a plecat fericit să-și construiască căsuța. Cel de-al doilea purceluș s-a întâlnit în drumul său cu un tăietor de lemne. O căsuță făcută din bețe va fi mai răcoroasă și economic de construit. Din banii rămași îmi pot cumpăra o săltea moale de dormit. Așa că a cumpărat niște bețe de la tăietor pentru a-și construi căsuța de vis. Însă cel de-al treilea purceluș, mai isteț decât ceilalți, s-a hotărât să-și construiască o căsuță rezistentă din cărămidă, ca să țină mai mult. Prefer să dorm pe preș, dar să construiesc o căsuță solidă pentru un viitor sigur. Așa că s-a dus la magazin și a cumpărat cărămizi și ciment. Spre sfârșitul zilei, s-au adunat la locul de construcție și au început să-și construiască căsuțele. Primul purceluș și-a terminat căsuța până dimineață. Ce arhitect deștept sunt! Mi-am construit căsuța mult mai repede decât ceilalți doi. Acum voi servi ceaiul înăuntru și mă voi odihni. Cum a terminat căsuța atât de repede? Până diseară voi termina și eu de construit. Așa că a muncit mai mult și a terminat căsuța din bețe până seara. Din moment ce căsuța mea este făcută din bețe, trebuie să fie mult mai rezistentă decât cea din paie. Acum voi trage un pui de somn liniștit în căsuța mea. Deși cei doi frați și-au terminat mai repede căsuțele, cel de-al treilea purceluș nu-și făcea griji din cauza asta. El încă lucra la fundația căsuței. Dimineața, când cei doi frați au ieșit afară, au râs de el. Ce s-a întâmplat, frățioare? Ai întâmpinat greutăți la construit? Ar fi trebuit să-mi ceri sfatul înainte? Construiesc cea mai solidă căsuță dintre toate. Va fi rezistentă pe orice vreme, în fața oricărui dezastru de-a lungul anilor. Crezi că noi am făcut căsuțe fragile? A ta este cea mai rezistentă? Al treilea purceluș s-a hotărât să ignore comentariile fraților săi și s-a concentrat asupra muncii. Cărămidă cu cărămidă și-a construit căsuța într-o săptămână. Au trecut câteva zile. Ei trăiau fericiți în noile căsuțe, dar curând, un lup i-a zărit pe cei trei purceluși și s-a hotărât să-i mănânce. Lupul a venit la ușa primului purceluș și a ciocănit. Purcelușule, purcelușule, dă-mi voie să intru! Nu, nu! Nici prin cap nu-mi trece așa ceva. Atunci am să mă înfurii și am să suflu și-ți voi spulbera căsuța. Am cea mai rezistentă căsuță dintre toate. Fă ce vrei. Lupul a tras adânc aer în piept și a suflat puternic spre casa purcelușului. Totul a zburat în toate direcțiile. Purcelușul a fost și el spulberat și s-a rostogolit în căsuța celui de-al doilea purceluș. Ce s-a întâmplat? De ce te-ai rostogolit la mine în căsuță? Acesta s-a ascuns sub masă și a strigat: Închide ușa! Închide ușa! Un lup feroce a fost gata să mă mănânce! Ar putea veni aici să ne vâneze! Al doilea purceluș a fugit la ușă și a închis-o bine. A încuiat-o cu toate zăvoarele. Lupul s-a dus la ușă și a început să o lovească cu putere. Purcelușule! Purcelușule! Dă-mi voie să intru! Nu, nu, nu! Nici prin cap nu-mi trece așa ceva. Atunci am să mă înfurii și am să suflu și îți voi spulbera căsuța. Am cea mai rezistentă căsuță dintre toate. Încearcă, lup răutăcios ce ești. Lupul a tras adânc aer în piept și a suflat puternic spre casa purcelușului. Totul a zburat în toate direcțiile. Purcelușii și-au dat seama că nu mai au acoperiș și nici pereți în lateral. Amândoi au fugit să-și salveze viețile în casa celui de-al treilea purceluș. Ce ați pățit? De ce sunteți atât de speriați? Lupul cel rău a suflat și ne-a spulberat căsuțele. Ar putea veni aici să spulbere și căsuța ta. Haideți să fugim înapoi la mama. Nu poate spulbera nici măcar o cărămidă din căsuța mea. Am să-i dau o lecție. Lăsați-l să vină. Fraților, să vă ascundeți pe raft în caz că reușește să intre și să mă mănânce. Cei doi purceluși s-au urcat pe raft. Curând, lupul s-a apropiat de ușă și a început să o lovească și să se împingă în ea. Fugi de aici, lup urât ce ești! Nu vei reuși să-mi dărâm căsuța niciodată! Nu știi ce putere am! Am să mă înfurii și am să suflu și îți voi spulbera căsuța! Am spulberat și căsuțele fraților tăi! Atunci încearcă-ți norocul! O să-ți pierzi răsuflarea și tot nu o să reușești! Lupul a tras adânc aer în piept și a suflat puternic spre casa purcelușului. Însă aceasta nu s-a clintit. A tras aer și mai adânc și a încercat din nou. Însă tot nu s-a mișcat nicio cărămidă. După mai multe încercări, și-a pierdut răsuflarea și a căzut la pământ. Însă lupul cel rău s-a ridicat din nou și a venit în mare viteză să dărâme ușa. Frații l-au văzut de la fereastră și au sărit de pe raft. Și împreună s-au opintit în ușă. Lupul a venit alergând în cea mai mare viteză și bum! Al treilea purceluș a deschis ușor ușa și l-a văzut pe lup întins la pământ. Apoi a încuiat ușa din nou. Lupul a căzut la pământ. Nu a reușit să-mi spulbere căsuța. Lupul ne-ar fi înghițit cu totul dacă nu ne-ai fi adăpostit în căsuța ta? Da, frățioare, ne-ai salvat viețile. Frații mei, m-ar fi înghițit și pe mine dacă nu erați și voi doi aici. Împreună am blocat ușa, iar încercarea lupului a eșuat. Da, frățioare, mi-ai dovedit că nu aveam dreptate. Împreună suntem cu adevărat puternici. De acum vom locui împreună și nu ne vom mai despărți. Dintr-o dată, lupul s-a trezit și a început să bată în ușă. Frați neastâmpărați ce sunteți! Oricum am să vă mănânc astăzi! Lupul s-a suit pe acoperiș și s-a hotărât să intre pe horn. Purcelușii au auzit sunetul pașilor pe acoperiș și au înțeles și retlicul lupului. Al treilea purceluș a aprins focul în șemineu. Lupul se străduia să ajungă la horn și în cele din urmă a reușit să intre. A alunecat și a tot alunecat până când a căzut în focul aprins. Și astfel, cei trei frați au trăit fericiți împreună pentru totdeauna.